Bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal, spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, în spatele meu vedeți un peisaj mirific. Ne aflăm la Valea Doftanei, alături de domnul primar Lucian Costea. Vă mulțumesc, domnule primar, că ne-ați primit aici, la dumneavoastră acasă. Și eu vă mulțumesc că ați venit și mă bucur că parteneriatul nostru a început în 2016, când am devenit primar, continuă și în ziua de astăzi și împreună cred că am făcut multe lucruri frumoase. Nu pot să nu vă întreb, era altul începutul, ce avem noi în spate, fiindcă este o imagine și că suntem în Elveția sau în Austria? În spate, întreprinzătorii ne-au luat-o puțin înainte și iată că ei deja fructifică acest peisaj și acest loc mirific, așa cum ați precizat și voi, folosesc luciu de apă pentru agrement cu plăcile. Este un lucru extraordinar pe care noi dorim să-l îmbunătățim prin investițiile pe care dorim să le facem în această zonă, în această poartă de intrare a localității. Deci, la Valea Doftanei, pe lângă alte lucruri despre care vom vorbi, mai nou, da, putem veni să ne dăm caiacul. Da. Să facem plimbări, fără probleme. Da, pentru că aici unde ne găsim, suntem chiar la intrare, observați că noi suntem acum într-un șantier, este vorba de o fluidizare de trafic pe de o parte a DG102I, exact unde ne aflăm, este vorba în lateralul nostru despre parcarea, o investiție de parcare pe care Primăria Valea Doftanei o face în acest moment pentru a putea ca cei care vin la parcul de relaxare să aibă unde parca. Sigur, vă știți acest parc, da? Da, sunt 180 de locuri de parcare, vor fi într-o lună și jumătate finalizate. Iar în partea de jos, acest parc va avea un debarcader și în partea din dreapta o zonă dedicată agrementului pentru copii, distracției de copii și o sală multifuncțională în partea de sus, în care se pot desfășura diverse activități. Deci acest loc va fi schimbat aproape fundamental în viitor. Acest loc minunat este un loc la care noi ținem foarte mult, este emblema localității. Da. Din motivul ăsta am hotărât împreună cu Consiliul Local ca niciodată să nu-l vindem, să-l punem în valoare, într-adevăr, împreună cu investitori privați, dar să nu-l vindem niciodată, să fie emblema și poarta noastră de intrare a Văii Doftanei. Aici este o zonă mirifică. Peisaje cum rar găsești, care îți taie răsuflarea, respirația, cum se spune. Iar ceea ce a spus că se va întâmpla aici, de fapt este un cârlig. Vino la Valea Doftanei pentru liniște, pentru pădure cât vezi cu ochii, pentru cașcavea, normal, și vino și pentru a te da cu caiacul pe lac, pentru a copiii să se distreze, să se joace în aer liber și la sala polivalentă ce se va întâmpla mai exact. Diverse activități care le pot face atât municipalitatea, dar și investitori privați sau diversi oameni care sunt cazați la aceste puncte de cazare care există în localitate și unde pot face diverse conferințe sau alt fel de întâlniri. Deci vă ceți către corporei, stați puțin. Bineînțeles. Că nu... Acum noi îmbinăm aceste lucruri pentru că e necesar să le îmbinăm. Așa cum a spus dumneavoastră, Valea Doftanei este o zonă cu niște peisaje extraordinar de bune. Ele au fost dintotdeauna aceste peisaje. Așa este. Dar ceea ce facem noi și ceea ce se vede este că asigurăm infrastructura necesară de punere în valoare a acestor peisaje. Știți, oamenii se întreabă, domnule, sună bine, știm zona. Primăria, ce vedeți în spatele meu, vă spunea și domn primar, este un șantier în plină desfășurare, a și plouat evident, ca în toată Prahova, ca în toată țara și bine a făcut. Oamenii se întreabă până întrebă de când se vor termina, că sună foarte bine. Și să le luăm punctual, această parcare. Această parcare va fi finalizată, avem termenul o lună și jumătate și eu sper să nu depășim acest termen. Debarcaderul va fi imediat... Debarcaderul este un proiect pe care îl avem în Consiliul Local aprobat pentru a fi făcute investiții de către orice fel de investitor care va participa la o următoare licitație în care aceste investiții sunt prevăzute în caietul de sarci. Sala polivalentă? Sala polivalentă și zona de agrement pentru copii este prevăzută în acest plan care va fi scos la licitație. Cu bani? Cu bani privați. Și sala polivalentă? Totul. De ce? Fiindcă localitatea nu are bani sau fiindcă are potențial prea mare încât dumneavoastră doriți să atrageți? Din mai multe motive, dar motivul principal este că de când am devenit primar am considerat să limpezim
aceste activități care sunt desfășurate în special de privați și care sunt făcute foarte bine și nu totdeauna primăria trebuie să-și bage nasul în orice. Adică noi punem la dispoziție lucrurile pe care le avem, dar privatul își face treaba și dezvoltă ceea ce știe, ceea ce poate să facă mult mai bine decât o primărie, o administrație. Și crezi că va exista interes? E o investiție măricică, sala aia polivalentă. Avem deja 3 solicitanți pentru a dezvolta acest loc cu proiecte diferite, însă noi, așa cum am spus mai devreme, avem propriul nostru proiect pe care îl vom insera în caietul de sarcini și care va fi impus celui care va participa și va câștiga o eventuală licitație. Mi-ați menționat înainte de a începe interviul de vreo 4-5 ori parteneriatul public-privat. Îmi spuneați, domnule Enache, zona privată. Cât de mult ține sau cum vedeți acest parteneriat între administrația publică și agenți economici care pe banii lor, evident, pot dezvolta anumite investiții și pot, de care și localitate, evident că orice localitate câștigă. Foarte mult. Asta este de fapt o satură a bugetului local. Dacă nu dai posibilitatea privaților să facă investiții, dacă nu le oferi niște terenuri, ceea ce noi am făcut și am dezvoltat o zonă industrială pentru prima dată după 89, de fapt pentru prima dată în istoria localității, am definit o zonă industrială, am introdus-o printr-un puz în pugul localității și după ce am făcut acest lucru, privații au dezvoltat. Au venit cu lucruri pe care le-au făcut acolo, au angajat oameni și taxe, au venit impozite, investiții care în final au adus impozite la localitate. Pe lucrul ăsta ne-am bazat de la început și în continuare avem aceeași viziune pentru dezvoltarea localității. Nu putem să spunem că primăria face totul. Primăria face infrastructura necesară ca oamenii să ajungă aici să investească. Asta este țelul nostru. Mi se pare extrem de important și de semnalat faptul că ați adus Valea Doftanei într-un punct în care devine interesantă pentru agenți economici care vin să investească din banii lor, din fonduri private, nu din... Efectiv, asta este esența. Pe de o parte își pun banii și au grijă de banii lor, pe de altă parte noi nu avem grijă să investim în zone în care nu-i de nasul administrației. De nasul administrației este să facem drumuri bune, să facem infrastructura în general bună, pentru că acești privați să se poată desfășura și să apară lucruri exact ca cele din dreapta. Iată, vedeți aici vor vedea și 3 clădiri care în curând se vor deschide și pe același principiu am funcționat. Am oferit acest teren unui investitor și probabil într-o lună, două, se vor deschide 2 restaurante aici cu o terasă superbe, care sunt alături de ceea ce noi avem în partea stângă. Adică îmbinăm una cu alta și, într-adevăr, noi credem că vom asigura și pe banii altora. Mie asta mi se pare altora. Wow. Pe banii privaților mi se pare și deschiderea administrației locale. Pentru că observați și finalul. Atunci când investești banii administrației, de fapt banii statului, în astfel de lucruri, tu trebuie să mobilizezi și angajați și firme care sunt de fapt ale administrației. Nu prea funcționează, domnule Enache, lucrul ăsta. Am observat că în România și nicăieri nu funcționează treaba asta. Privatul își face treaba lui, primăria își face treaba pe care o are. O ultimă întrebare. Când vedeți finalizat tot acest complex? Că de fapt acest punct de interes. Avem o lună și jumătate în care sperăm ca parcarea să fie finalizată. Da. Desfășurăm licitația pentru investițiile de care v-am povestit și avem speranța ca termenul de realizare a investițiilor pe zona de parc de relaxare, picnic, debarcader și sală funcțională cu zona de joacă pentru copii să fie finalizată anul viitor. Deci, așa dorința, repede? Da, nu sunt lucruri care nu se pot face și de regulă oamenii ne-au reparat ca o administrație la care ceea ce spunem dorim să se facă și nu prea am mai văzut că în ultima perioadă au venit oameni serioși la noi și au dat seama că noi suntem serioși și dorim să discutăm tot cu oameni serioși. Și investițiile publice, alea din bugetul local, îmi spuneați înainte că le-ați îndreptat către grădiniță, către o sală de sport de care sunteți foarte mândru și vă propun să intrăm, dragi prieteni, în Valea Doftanei și să vedem ce face Consiliul Local, ce face executivul primăriei cu banii publici, fiindcă aici vor fi bani privați. Mi se pare wow, vă spun foarte, foarte sincer, revenim imediat. Ura,
Dragi prieteni, ceea ce ați văzut un pic mai devreme este, vă spun, mi-a umplut sufletul de bucurie. Ne aflăm în centru, aproape de centrul localității, domnule primar. Am venit cu gândul să filmăm investițiile publice și am dat peste niște tineri fenomenali, care s-au auzit cântând, îi mai auziți și acum, și dansând. Ideea este, Bogdan, că și pe mine mă surprind lucrurile făcute de către Asociația Tinerilor, în special de Geta Richea, care conduce asociația, și Alex. Noi vrem să surprindem oamenii, dar iată că de cele mai multe ori ne surprind ei pe noi. Noi am venit să filmăm, practic, investițiile pe care le facem în această grădiniță, care e o grădiniță foarte veche, cea mai veche grădiniță din Valea Doftanei. Noi vrem să o reabilităm, iată în jur facem amenajări peisagistice în așa fel încât ei să-și poată desfășura activitatea foarte bine și să se întâmple ceea ce noi vorbeam, faptul că degeaba ai investiții, degeaba ai clădiri, dacă nu ai oameni care să aducă frumusețe și viață acestor lucruri. Iată, noi avem în Valea Doftanei oameni care fac treaba asta, care umplu aceste investiții făcute de noi, le dau viață și, practic, putem spune că Valea Doftanei a devenit în ultimii ani o localitate cu oameni fericiți. Despre asta este vorba. S-a reușit? E foarte grea întrebarea sau răspunsul e foarte greu. Simțiți că există o comunitate în Valea Doftanei? E foarte greu de realizat, în general, o comunitate, cum vedem în țările din vest. Am început cu stângul pentru că în 2016, pentru că oamenii erau foarte reticenți atunci și am crezut că nu se întâmplă lucrurile. După care am fost deschis, ei au venit în întâmpinarea lucrurilor pe care le vedem astăzi și chiar s-au întâmplat fapte și evenimente care au schimbat în totalitate fața localității și au schimbat oamenii în sine. Oamenii, așa cum am spus, sunt altfel de oameni, mai fericiți, cu zâmbetul pe buze. Dar datorită acestui fapt, că unii cu alții comunicăm foarte bine, eu mă simt totdeauna sprijinit de ei, totdeauna am curaj să merg oriunde, să fac lucruri, pentru că știu că în spate sunt ei. Povestează, se apropie Paștele. Este o săptămână mare, dar îmi povestească un spectacol de Crăciun la Valea Doftanei, durează 4-5 ore, adică nu o oră, două. Asociația Tinerilor desfășoară activități care toată comunitatea este captivată și toți oamenii vin să vadă de la mici. Sunt grupe de la copii de grădiniță până la studenți care fac diverse activități, le fac de peste 15 ani și le fac foarte bine. Este un lucru pe de o parte bun, pentru că aici vin să vadă toți localnicii ceea ce fac cei din asociație, dar pe de altă parte, tinerii noștri nu sunt niște tineri care stau doar cu ochii în calculator. Sunt tineri care, iată, desfășoară diferite activități absolut necesare pentru o dezvoltare armonioasă a unei societăți. Și bănesc că se pune accentul și pe tradiții. Sunt cântece, poezii, sunt momente. Da, este vorba despre folclor, e vorba și despre modernism. Asociația a reușit să îmbine toate lucrurile astea și să aducă frumosul în Valea Doftanei. Suntem la grădiniță, dar în paranteză vă întreb, Valea Doftanei a devenit și mai... Oricum sunt foarte mulți bucureșteni, foarte mulți ploieșteni. În continuare primiți cereri, în continuare se construiesc case aici din care aparțin bucureștenilor, ploieștenilor și așa mai departe? Desigur, sunt peste 600 de case de vacanțe construite în Valea Doftanei, dar țelul nostru este de a transforma Valea Doftanei într-o localitate cu un turism dezvoltat, cu un turism care să aducă beneficii foarte mari comunității, în așa fel încât noi să putem să avem de unde investi pentru ceea ce se întâmplă în Valea Doftanei. Aceste case de vacanță eventual să devină pensiuni? Aceste case de vacanță, o parte probabil pot să devină pensiuni, însă ele generează doar acel impozit pe clădire. Noi dorim ca Valea Doftanei... Nu sunt mulțumit, pentru că eu doresc investiții mari în turism în Valea Doftanei, lucru care se va întâmpla în viitorul apropiat, vor fi
unități de cazare de peste 100 de locuri care se vor construi în Valea Doftanei. Valea Doftanei? Da. Și în felul ăsta, mai ales prin ceea ce o să vedem un pic mai târziu, prin deschiderea drumului spre Brașov, poate fi realizat, iar comunitatea noastră poate să se transformă într-o stațiune, într-o veritabilă stațiune de munte, așa cum vedem în afară. Cântecul ăsta de la ABBA, Am un vis, iată, se potrivește exact aici la Valea Doftanei. Întâmplarea face, da, pentru că avem inimă bună și suntem oameni buni. O atmosferă fenomenală, dragi prieteni, astăzi când filmăm noi la Valea Doftanei. Vă propun, domnule primar, să mergem să vedem o altă investiție publică, sala de sport, urmând ca după aceea, dragi prieteni, să vedeți, de fapt, sfârșitul de la Valea Doftanei, dar care, de fapt, e un nou început. Și un nou început mare. Revenim imediat. Dragi prieteni, nu pot să mă abțin, vă spun sincer, când domn primar a spus să vedem investiția publică la sala de sport, am zis o sală de sport, iar când am ajuns aici și eu și colegul meu, Nea Cornel, am zis, ce e asta? Este o sală de sport, wow, domnule primar, avem munții, se aude și un cocoș, este un mediu... E fascinant ce se întâmplă. O sală de sport pe care spuneați că ați finalizat-o doar într-un singur an. Se aude Ploiești un an. Despre ce este vorba? Că arată wow. Eu m-am și întrebat. Doriți să vină echipa națională de handball a României, la aer curat? Poate să vină oricine să facă aici antrenamente. Doar ieri am avut un turneu demonstrativ de handball feminin junioare între echipele din Brăila, Bucov, Plopeni și Valea Doftanei, o manifestare foarte, foarte frumoasă și pe tot parcursul noi am văzut că facem lucruri care prind viață. Ieri această investiție a prins viață. Cui este destinată sau care este? Vom merge în interior, că este destinată în special tinerilor din Valea Doftanei care pot face diverse activități de la volei, basket, handball. Dorim foarte mult să facem fitness și o să vedeți în interior că deja am început să cumpărăm aparate pentru fitness. Dorim ca oamenii să aibă o minte sănătoasă într-un corp sănătos, cu alte cuvinte. Fiecare din lucrurile astea pentru o comunitate sunt importante. Ați văzut partea de cultură și ați văzut implicarea și efectele asupra populației. Aici vrem la fel ca copiii ăștia mici care cresc și avem două echipe de fotbal juniori, avem două grupe de handball juniori. Acești copii vrem să crească într-un mediu sănătos, să crească armonios și generația de mâine să stea în față, pregătită pentru ceea ce ne rezervă viitorul acestei țări. Aveți ambiții din punct de vedere sportiv sau doar pentru sport de masă și atât, pentru mișcare, care pentru sănătate? Noi, administrația, niciodată nu facem lucrurile în ceea ce privește sportul sau cultura. Nu vizăm performanța, vizăm efectiv activitățile să existe. Performanța o fac antrenorii, o fac conducătorii de asociație, ei duc performanța. Noi punem la dispoziție aceste lucruri ca oamenii să desfășoare activități. Ăsta este rolul nostru. De acolo încolo, faptul că noi îmbinăm activitățile astea, că suntem alături de ei, probabil că așa apare performanța. Așa a apărut și cu Asociația Tinerilor, așa sperăm să apară și în zona sportivă. Adică echipa de fotbal o vedeți în divizia C, în divizia B sau da, nu v-ați propus? Echipele astea mici de junior sunt deja înscrise în competiții, dar antrenorii lor își fac treaba, fiecare au vis pe care îl au în domeniul respectiv, deci este independent de noi. Noi punem la dispoziție, îi susținem și ei își fac treaba. Haideți să vedem, dragi prieteni, cum arată în interior această sală de sport care a fost construită într-un singur an aici, la Valea Doftanei, semn că se poate. Dragi prieteni, așa arată în interior sala de sport de la Valea Doftanei, cu încălzire în pardoseală, cu 180 de locuri, cu climă, îmi spuneați, domnule primar. Deci vă spun sincer că eu am rămas fără cuvinte. Îmi spuneați că acele echipamente dau și încălzesc și răcesc, nu? Și aer... Partea de sus avem și aer condiționat pentru vară și încălzire, și încălzirea în pardoseală.
Este o sală modernă, o sală făcută după toate normele, cu 180 de locuri. Are toate condițiile pentru desfășurarea acestor sporturi, iar noi aducem un plus prin amenajarea părții de la etaj cu materiale și cu aparatura cu de fitness, aparatura nu? De fitness, da. Destinată? Destinată oricărui om care vrea să facă mișcare. Sincer să fim, mai mult femeile vin aici pe stadion, alergă și o să vedeți de sus, o să observați că noi am amenajat și pistele pe care oamenii pot să alerge sau să se dea cu rolele. Și de la acest fapt am gândit că sala, în afara acestor activități, ar trebui să aibă și partea asta de fitness, care chiar este cerută. Doamnele duce iau de siluetă. Mai mult doamnele noi, decât noi băieții, băieții, da. Da. Mai noi mult băieții doamnele decât suntem, băieții. Când la un pahar de ceai, doamnele pleacă la fitness. Da. Dar ușor, ușor, eu cred că vor veni și băieții. Așadar, știți, mie mi se pare, și încerc să integrez și în acest context, mie mi se pare important următorul aspect. Mă duc, de ce m-aș duce 2 zile sau 3 zile la Valea Doftanei să mi le petrec acolo? Și deja apar motive clare, adică cei din București sau din Ploiești sau de oriunde care sunt pasionați de fitness și nu pe șia de alergat, și la Valea Doftanei am văzut ATV-uri. Nu mai vorbim despre acea investiție care va fi wow, nu mai vorbim despre tradiții, nu mai vorbim despre alte lucruri. Se integrează, adică văd că încerc, adică este un circuit logic. Aducem de fapt ce e necesar. Oamenii vin, peisajul există, aerul curat există, sunt bunătatea aceste pensiuni există. Deja, mâncarea bună există. Noi, administrația, aducem o sală de sport în care se poate face sport. Avem posibilitatea de a face agrement în zona lacului, cu posibilitățile lacului. O altă investiție pe care nu am precizat-o și este în derulare prin execuția unui PUZ, este un parc de aventură pe o suprafață de aproape 30 de hectare, în care vom amenaja o sanie de vară, o tiroliană cu o lungime foarte mare, o păstrăvărie, o stână turistică, piste pentru biciclete circulare de 2,6 km și 3 trasee de mountain bike care pot fi folosite de către turiști și de către localnici. Este cel de-al doilea parc pe care noi avem speranța să realizăm într-o perioadă maximă de 2 ani de zile, după ce primul parc cred că va fi realizat anterior, și încă un parc pe care dorim să-l realizăm o să fie în apropierea zonei în care mergem spre Brașov, un parc într-o zonă forestieră cu tiroliane și astfel de amenajeri în zone forestiere cu potești tematice și așa mai departe. Deci vom avea în Valea Doftanei 3 parcuri de agrement, de distracție, avem deja modul ăsta de a desfășura activități sportive atât în această sală modernă, cât și pe stadionul care este în amenajări, așa cum am spus, amenajăm pistele, în curând vom amenaja vestiarele și tribunele cu corpuri modulare și iată că noi, administrația, punem pe masă celor care vin aici o ofertă rezonabilă, spunem noi, pentru un început de reală stațiune. Sunteți modest. Reală stațiune? Da. Stați că ați pronunțat cuvântul magic. Deci, de fapt, cam aceasta este ținta. Asta este ținta, asta este ceea ce doresc să fac în acest mandat pe care îl încep. Doresc ca în acest mandat Valea Doftanei să fie o reală stațiune de munte, un orășel de munte, ca să spun așa. Și atenție, dragi prieteni, nu va fi un orășel de munte doar fiindcă, o stațiune de munte doar fiindcă este la munte, ci o stațiune de munte fiindcă oferă oportunități. Cu excepția orașului Sinaia, știți, foarte mulți primari și chiar ar fi bine, ar fi util. Tot investiții private în aceste două parcuri sau administrația locală? Da, investiții private. În special investiții private. Foarte mulți primari se feresc de aceste parteneriate. Și eu cred că această emisiune deschide ochii, să spun așa, multor administrații locale. Adică
și modul cum dumneavoastră, personal, dar și administrația pe care o conduceți, vă raportați la mediul privat. Adică îl vedeți ca pe un partener, nu-l vedeți, domne, nu. Păi atunci separăm apele, atunci noi suntem pe o parte și privații sunt pe altă parte. Nu este așa. În unde trăiești trebuie să existe și unii și alții. Și unii fac ceva, unii fac altceva. Fiecare cu ce se pricepe mai bine. Arată wow, vă spun sincer, dragi prieteni, în această sală. Vom merge și sus să vedeți cum arată sala de, cum va arăta sala de fitness. Ca să închei puțin comparația care am făcut-o anterior și, sau dorința noastră de a deveni o stațiune, un coleg de-a dumneavoastră într-un interviu m-a întrebat cu ce altă localitate, altă comună aș dori să mă compar ca și localitate, ca Valea Doftane. Și am stat puțin și m-am gândit și am spus nu doresc să mă compar cu nimic decât cu Sinaia. Spun asta, poate că exagerez, noi nu avem un castel Peleș, nu avem multe din obiectivele istorice ale Sinaii, dar vedem o localitate frumoasă, aranjată și așa vrem să fie și la nivel european. Deci Sinaia este ca în Austria, ca în Elveția. Este un model pentru noi și este bine să aplici din ceea ce vezi ca model. Și pe de altă parte, dar foarte puțin, cei mai mulți primari admiră, dar nu urnesc lucrurile, nu mișcă lucrurile. Pe când aici noastră, cu, având alt specific, fiindcă sunt, e cu totul alt specific, mișcați lucruri clare, vizibile. Adică eu asta caut, vă spun sincer. Și românii, ploieștenii, prahovenii, cei din Valea Doftane, toți vrem să, ca administrațiile locale să ne livreze, să ne îmbunătățească nivelul calității vieții. Asta... Ați pus punctul pe ei. Probabil că toți oamenii vor să facă, în general primarii când obțin un mandat de primar, doresc să facă lucruri bune. Nu cred că este cineva care devine primar și nu vrea să facă un lucru bun. Esența este să ai o echipă bună, iar eu am. Atunci când am venit în primărie, am comparat primăria cu o mașină. Și am spus că eu voi porni cheia și mașina va funcționa pentru că știu ce am de făcut. S-a întâmplat oarecum în felul ăsta, doar că am constatat că la mașină mai trebuiau niște lucruri făcute și le-am făcut în primul mandat, în primii ani. Prima mea lucrare în Valea Doftane a fost amenajarea spațiului administrativ al primăriei, amenajarea birourilor, în așa fel încât funcționarii publici să aibă toate condițiile încât să producă, să muncească pentru ceea ce vedeți astăzi. Dacă ei nu au condițiile necesare, dar și oamenii care intră în primărie, dacă nu găsesc condițiile propice, pare cumva că nu suntem în secolul în care suntem. Deci asta mi s-a părut că e cheia, să organizăm locul în care lucrăm și să creăm o echipă performantă, lucru pe care eu cred că în Valea Doftane îl avem. Felicitări, domnule primar. Adică eu sunt genul, dragi prieteni, atunci când văd că se întâmplă, spun. Și spun felicitări. Și nu cred că trebuie nici măcar noi cei din presă să ne ferim și nici opinia publică. Atunci când vedem că lucrurile se mișcă, trebuie spus bravo. Adică trebuie să avem puterea aceasta astfel încât ceilalți și din alte localități să urmeze exemple. Și oameni și pe de altă parte primarii să vadă că au susținerea publică. Da, domnule, sunt pe drumul cel bun. Revenim imediat de la ultimul obiectiv, veți vedea acolo ceva wow, mai ales în perspectivă, fiindcă tot ceea ce a spus noastră până acum, domnule primar, aceste câteva elemente prezentate astăzi creează contextul, un context propice, un context benefic pentru Valea Doftanei în perspectiva imediat, care va urma în anii imediat următori, de fapt, 1, 2, 3 ani. Revenim imediat. Ne aflăm, dragi prieteni, la Centrul Cultural din Valea Doftanei, la unul din cele două, despre care îmi spuneați, domnule primar, că, din păcate, în urmă cu ani de zile, când l-ați preluat, de fapt, era praf, ce să mai... Cam așa ceva. Erau vechile mentalități în care în căminele culturale se făceau nunți. Și, da, mi-aduc aminte, aveți dreptate. Este un lucru care încă se mai practică în România, cu care eu nu am fost de acord. Și am considerat că ne îndreptăm către o societate civilizată, iar lucrurile trebuie să le facem civilizat. Din acest motiv am amenajat acest spațiu și l-am dat celor care îl merită, Asociației Tinerilor din Valea Doftanei, care fac
activități deosebite și mai devreme ați văzut, am văzut, sediul lor și din întâmplare activități care chiar atunci le desfășurau. Acest loc este locul care a fost predat lor. Cum adică a fost predat? Adică este însuflețit de ei. Ei aici își fac serbările, spectacolele, toate activitățile care doresc ei să le facă și le fac. Al administrează dintr-un punct de vedere ei. Ei îl folosesc. Este al lor. Și în felul ăsta avem într-adevăr activitate culturală. Altfel aveam nunți. Nu vrem bâlci în zona de cultură, vrem să fie cultură, vrem să fie ceea ce această asociație face. Nunțile se fac în spații destinate nunților, care sunt făcute de către privați. Avem două săli de evenimente care funcționează foarte bine, dar și sunt moderne. Niciodată, încă o dată revin, administratorul primărie nu trebuie să facă salon de nunți, nici nu este permis, de altfel, nu este legal ca noi să desfășurăm activități comerciale. Nu se poate așa ceva. Și este un lucru care era din zona aia comunismului, la care nu vrem să revenim. Și de fapt ceea ce am văzut noi în parc, când repetau copiii, toate evenimentele, toate spectacolele lor, ale tinerilor și ale copiilor din Valea Doftanei, se desfășoară aici. Văd că există și aparatură, sunet, lumini. Veți vedea și noastră, dragi prieteni, imagini și cu scena. Iar aici, o capacitate de 180, parcă zice. Nu, sunt 300 de locuri. 300. Pe scaun. Este o sală mai mică, celălalt cămin este ceva mai mare. În momentul de față este în reavizare la CNI, este aprobată investiția, este semnat contractul. Și probabil în următoarele luni vom demara această lucrare, care se va finaliza într-un an, și acolo vrem să schimbăm puțin destinația, să fie transformată într-o zonă de cinema și teatru. Adică avem acest cămin destinat activităților preponderent ale Asociației Tinerilor, și celălalt spațiu, căminul cultural din Teșila, care în curând în care vor începe lucrările, să fie în final o zonă de cinema, teatru. Teatru, vă gândiți să aduceți și să invitați și trupe? Sau trupe, teatru? Pentru că aici unde ne aflăm, au fost trupe de teatru și acolo, în celălalt cămin, au fost trupe de teatru, așa în condițiile în care le aveam înainte. Deci, zona culturală, de atunci ni s-a transmis ideea de a amenaja așa ceva. Așadar, vor fi două săli peste aproximativ un an. Un an și jumătate, da. Maxim 2 ani. Două. Va fi gata și căminul cultural din Teșila, unde va avea activități diferite de acest centru cultural. Bun, după ce ne-am mai oprit, dragi prieteni, fiindcă am întrebat aici ce este, aici ce este, l-am întrebat domnul primar și atunci a zis, haideți să vă arăt, domnul Enache, mergem spre ieșirea din Valea Doftanei, ca să vedem care sunt perspectivele acestei localități, cu țintă clară a deveni stațiune în următorii ani de zile. Revenim imediat. Dragi prieteni, penultima oprire, l-am rugat pe domnul primar că arată, suntem într-un loc, parcă e desprins așa din poveste, eu am în fața mea muntele, suntem în Piațeta Reginei. Exact. Domnule primar, la Valea Doftanei, în spate, primăria veche, v-am întrebat, domn primar, Piațeta Reginei, serios? Și asta ți-a, domnule, ne-a chestat că maestatea sa, Carol I, s-a gândit puțin, ori și Valea Doftanei era una dintre alternative pentru a construi Peleșul. Care este? Exact, un pic de istorie avem și noi și am vrut să o punem în valoare aici, în centrul vechi al localității din Valea Doftanei. În spate avem primăria veche, în care în continuare avem birouri administrative, avem poliția locală, avem taxe și impozite. Și arată într-un mare fel, a păstrat sigla aia, adică, sau da, nu știu, s-a imită foarte bine, nu? Am păstrat, iar aici unde ne aflăm erau două grădinițe în care se puneau niște floricele, dar arătau foarte urât și ceea ce vedeți este realizat în ultimii ani de către noi. Am făcut amenajări specifice unui centru vechi,
Și iată că putem să creăm alternativa între zona centrală, unde e centrul nou, modern al localității, și acest centru vechi, care ne face o reală plăcere să-l vizităm, mai ales că alături de noi avem una dintre cele mai mari biserici comunale din România, o biserică foarte frumoasă, în interiorul căruia este pictat și regele Mihai. Deci este un loc încărcat de istorie pe care noi l-am reamenajat și l-am pus în valoare. Este un colțișor așa, da? Adică e intim, e, în fața mea o să vedeți imagini, doar și cu biserica, dar și cu o grădiniță și ea desprinsă din povești, așa, alături de maestatea sa Carol I, chiar că este aici un bust al reginei Maria. În spate bustul regelui Ferdinand. Deci, eu am piele de găine pe mine, vă spun sincer aici, dar este un colțișor plin de istorie. Când ajungeți în Valea Doftanei, și vă recomand să faceți acest lucru, să vă opriți, dragi prieteni, să vă opriți și la această biserică, să vă opriți, seamănă cu o gară veche, îmi place foarte tare cum ați reamenajat, cum ați reamenajat vechea primărie. Vă recomand să vă opriți aici pentru 5 minute de istorie. Ne ducem spre ieșirea din Valea Doftanei. Și în același timp va fi și o intrare, o să vedeți imediat. Doamn primar, am ajuns de fapt să vorbim despre unul dintre cele mai importante proiecte, nu numai ale localității Valea Doftanei, nu numai ale județului Prahova, nu numai ale județului Brașov, care se află în spatele nostru, ci și pentru ploieșteni și pentru bucureșteni, pentru toată țara, de fapt. Și anume, asfaltarea drumului, asfaltarea, de fapt, o să vedeți imagini că drumul un pic mai încolo este pietruit, există drum, și anume un drum asfaltat care să facă legătura, de fapt, cu Valea Doftanei, Săcele, Brașov, ca și alternativă, lucru care evident că va deschide noi oportunități, noi orizonturi și pentru Valea Doftanei, și pentru Săcele, și pentru noi, conducătorii auto, care nu vom mai sta pe DN1, suntem chiar pe șosea, dragi prieteni, pe carosabil, nu vom mai sta la Comarnic, la Bușteni, la Zuga, avem alternativă pe aici. Despre ce este vorba și în ce stadiu se află acest proiect? Noi ne aflăm acum efectiv pe un tronson de 2,8 km care a fost finalizat anul trecut prin PNDL, beneficiar fiind Consiliul Județean Prahova. Și așa cum ai spus tu, Bogdan, un pic mai sus începe porțiunea pietruită de aproximativ 14,5 km care reprezintă tronsonul din drumul spre Brașov de pe Prahova și încă 14 km și ceva pe Brașov. Deci aproape 29 de km avem până la Brașov de drum pietruit pe DJ-102i, drum care va fi modernizat așa cum îl vedeți pe cel pe care noi stăm acum, care a fost finalizat anul trecut. Ai spus despre alternativă, da, este o alternativă a DN1 și asta a fost modalitatea prin care noi am reușit să realizăm această investiție, să fie începută, pentru că era foarte greu ca o astfel de valoare de aproape 80 de milioane de euro, să fie aproape 80 de milioane de euro cu TVA, să fie realizată sau alocată pentru Valea Doftanei. Și sigur, noi, în strategia noastră de a atrage această investiție, am adus în discuție dificultatea de transport pe Valea Prahovei, mai ales când, în perioada în care se va realiza autostrada Ploiești-Brașov, perioada în care, datorită îngustimii Văii Prahovei, DN1 practic va fi un drum tehnologic și circulația va fi foarte mult obstrucționată. Asta și atunci, cu tehnologic, pe înțelesul nostru, înseamnă că vor fi foarte multe restricții și ne trebuie nouă României. Da. Și ne trebuie o alternativă. Efectiv, în momentul în care se va construi autostrada pe Valea Prahovei, DN1 va fi zona prin care se va tranzita cu materiale de construcție. Și atunci
vehiculele vor circula foarte greu. Iar noi am spus, domnule, în perioada aia va fi absolut necesar să existe această variantă prin care traficul ușor, că trebuie să precizăm foarte clar, prin Valea Doftanei va fi trafic ușor. Deci doar este turism, o șosea, da, e o șosea cu o portanță de 11 tone, deci nu va fi permis traficul greu, cu excepția riveranilor. Deci pe această șosea vor fi numai mașini autoturisme și va fi folosit, așa cum am spus, în special va fi utilă pentru perioada în care se va construi autostrada, însă pentru noi este un drum turistic care va dezvolta localitatea și care va aduce prosperitate și, dacă vorbim despre turismul autentic, acela se va dezvolta după ce acest tronson de drum va fi realizat. A fost bătălia pe care noi am dus-o, visul nostru de peste 30 de ani. Fac precizarea că un alt primar înaintea mea, Cojocărescu, a dorit să realizeze acest drum încă din 1985 și undeva în 1988 câteva buldozere au fost aduse și se dorea începerea acestei lucrări. Iată că după atâți de mulți ani, prin eforturile pe care le-am făcut cam din anul 2018 încoace, s-a reușit, s-a finalizat licitația și ieri, odată cu inaugurarea sălii de sport, am oferit și autorizația de construcție pentru ca acest tronson să poată fi început. De ce era un vis? Doar pentru a ajunge mai ușor la Brașov sau datorită oportunităților care se vor crea cu siguranță? Nu. Mai devreme m-ați întrebat despre casele de vacanță și eu v-am spus că turismul autentic poate fi făcut prin numărul de oameni care circulă prin localitatea noastră. Dacă acest drum nu ar exista, în Valea Doftanei nu ar fi decât case de vacanță, care nu aduc prosperitate atât de mare locuitorilor. Noi dorim unități de cazare unde oamenii se pot angaja, dorim ca parte din terenurile oamenilor să fie folosite pentru a se construi unități mai mici de cazare ale lor și cu această ocazie fac recomandarea tuturor oamenilor care acum vând un teren la un preț mai mare, nu de 4-5 euro cum era înainte, ci de 30-40 de euro pe metru pătrat în zonele bune, să pună deoparte niște bani și pe un alt teren pe care îl au să construiască măcar o viluță tipa pe care o pot închiria. Ăsta este viitorul Văii Doftanei. Spații că de cazare. Așadar, da, turismul. Deja avem 69 de unități de cazare care, după tragedia care s-a întâmplat la ferma dacilor, se reautorizează, se pun în regulă cu toate actele și noi venim în sprijinul lor să-i ajutăm ca toate formalitățile, da, să fie îndeplinite. 69 acum, aproape 70. 69, dar care fiecare sunt în proceduri de autorizare. Da. Când se va începe să construiască Ploiești-Brașov, lucrurile vor dura, fiind în zonă de munte, și noi încercând, mă rog, hai să nu fiu răutăcios, că îmi place foarte tare acest proiect, să zic că inventăm noi asfaltul, că încercăm să inventăm, bun, vor dura, fiindcă sunt lucrări grele, iar atunci eu cred că Valea Doftanei în acei 2 ani de zile va deveni o atracție și coroborat cu toate proiectele despre care am vorbit, doar despre care am vorbit noi astăzi, oamenii vor descoperi Valea Doftanei și mulți ori își vor cumpăra case aici, ori vor investi, ori vor rămâne într-un spre Brașov, se vor răzgândi și vor spune, stai că e prea frumos aici, hai să rămânem aici. Vedeți, domnul Bogdan, dumneavoastră puneți discuția sau perspectiva dumneavoastră este din perspectiva vizitatorului, da, acelui care vine în Valea Doftanei. Sunt foarte pragmatic. Da. Și sunteți foarte mult interesat de ceea ce vizitatorul sau cel care vrea să-și facă o casă de vacanță găsește aici. Așa cum am spus, noi suntem primitori, brațele sunt deschise să vină să facă. Pe mine, ca primar, mă interesează prosperitatea locuitorilor din Valea Doftanei. Vreau ca locuitorii să aibă o stare materială bună și aceasta nu se poate realiza decât prin investiții pe care unii și le fac pe terenul lor și pun la dispoziție unități de cazare și atunci încasează banii,
Alții care nu au posibilitatea sau nu doresc să facă asta pot fi angajați la niște unități hoteliere care dau salarii bune, decente, sau alții care fac comerț câștigă foarte bine din zona de comerț. Nu mai vorbesc de zona de construcții, în care foarte multe firme mici din Valea Doftanei deja au de lucru intens în această perioadă în care autorizațiile de construcție în Valea Doftanei se dau pe bandă rulantă, pentru că, iată, prin această lucrare despre care vorbim, s-a creat o atractivitate foarte mare în această economia zonă. Economia locală așadar crește. Merge, și, motoarele merg foarte bine, merg în plin, chiar dacă în alte locuri se pare că stagnează. Dar la Valea Doftanei lucrurile merg foarte bine și vor merge și mai bine după ce această lucrare va fi finalizată, care are termen de realizare 36 de luni, deci dar noi sperăm că 3 ani, dar noi sperăm că în 2 ani va fi finalizată și peste 2 ani, 2 ani jumate, să sperăm, da, vom circula, până la Brașov, până la Brașov pe asfalt. Da, și vom avea 45 de minute până în Brașov și aproximativ o oră până în Poiana Brașov. Deci iată încă o posibilitate ca dacă ești cazat în Valea Doftanei sau dacă ești din Valea Doftanei sau dacă ai o casă în Valea Doftanei, poți beneficia de o infrastructură schiabilă de sport de iarnă pe Poiana Brașov. Sunteți tare, domn primar, noastră, nu spuneți, domnule, dacă schiezi, du-te la 13 la noi, cumpără o brânză, cumpără ceva. Nu, noastră spuneți, domnule, dacă e schior, vină în Valea Doftanei, cazează-te și du-te că o să ai drum asfaltat, exact, schiază și întoarce la Valea Doftanei. Exact. Întoarce și dormi. Până când, pe Transbaiu, un alt proiect de suflet al meu, ca să spun așa, Transbaiul va fi făcut și atunci vom avea un domeniu schiabil interconectat între Valea Doftanei, Azuga și Bușteni, așa cum nu există în România, un domeniu schiabil în care urci pe o pârtie, cobori pe altă pârtie, deci ceva care vedem în Austria, vedem în Austria sau în localitățile. Deci noastră, stați că iar vă provocați acum la final. Deci noastră spuneți că Valea Doftanei peste o perioadă de timp, care nu știu dacă poate fi estimată acum, va avea un domeniu schiabil? Da, pentru că Valea Doftanei în viitor va fi intersecția mai multe lucrări, a multor drumuri. Unul care vine din zona Gura Vitioarei, tranzitează Valea Doftanei, urcă pe Munții Baiului și ajunge în Bușteni Azuga. Și acest drum care pleacă din această zonă în care ne aflăm până la Brașov, dar mai este și un alt proiect, Bănești Valea Doftanei, care va supralărgi întreaga șosea de la Bănești până la Valea Doftanei cu centură ocolitoare în Câmpina. Deci Bănești, Valea Doftanei, Brașov, începe România să aibă rețea de drumuri. Da, Valea Doftanei se va afla la o intersecție de drumuri, lucru care evident va crea prosperitate. Și rog oamenii să nu se sperie de tranzit sau de circulația care va fi aici, pentru că întotdeauna circulația aduce prosperitate. Noi mergem în localitățile în care sunt intens populate atunci când vrem o vacanță. Dacă ne ducem într-o localitate în care este goală, nu ne place vacanța. Spunem, doamne, acolo nu era nimeni. Liniște, dar prea multă liniște. Deci dorim ca localitatea să fie populată, să existe beneficii pentru localnic și noi vom crea acea infrastructură necesară colaterală în așa fel încât oamenii să nu stea în ambuteiaje și să poată merge pe drumuri laterale prin care își pot aproviziona casa cu cele necesare sau își pot duce copiii la școală și așa mai departe. Cu siguranță lucrurile sunt interconectate, lucrurile se leagă, cum se spune, domnule primar, fiindcă turistul, de fapt, va fi cazat la o cabană, la o pensiune, la un hotel care aparține unui om din Valea Doftanei sau unui investitor, va consuma produse bio din Valea Doftanei, va cumpăra pâine din Valea Doftanei, apă, suc, se va da cu tiroliana. Se va distra în cele trei parcuri de distracție, de aventură din Valea Doftanei. Și ne aflăm chiar lângă viitorul parc despre care vorbeam. Este o zonă de 10 hectare de pădure în proprietatea Comunei Valea Doftanei, în care amenajăm cel de-al treilea parc despre care noi discutam anterior. A fost o plăcere, domnule primar. Și mie mi-a făcut plăcere și mulțumesc pentru susținerea care mi-ați dat-o și recunosc că cu vizibilitatea care ați făcut-o Văii Doftanei,
a fost parte din reușita noastră. Vă mulțumesc mult, vă propun să ne reîntâlnim după o perioadă, cel târziu la 2 ani am convenit. Da? Dragi prieteni, se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri mari la Valea Doftanei. N-am mai fost de mult, cred că n-am fost niciodată de fapt să văd Valea Doftanei cum am văzut-o astăzi, un loc spectaculos, un loc unde se întâmplă investiții, un loc care crește și un loc atractiv și pentru investitorii privați și pentru turiști și un loc unde administrația, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, nu se ferește, din contră, invită mediul privat, vino, investește-ți banii, noi încercăm să creăm condiții, infrastructură, în rest ne ocupăm de educație, ne ocupăm de copii, de școli, de grădinițe, de... Prin oameni care fac performanță. Încă o dată vreau să apăs acest lucru, că atât în zona de educație, școală, avem performanță, în zona de cultură, prin asociație, avem performanță, și acum și sportul începe să crească și sperăm să avem performanță. Vă mulțumesc, domnule primar, vă doresc succes. Nu că n-aveți, dar îmi place ce am văzut la Valea Doftanei și de-abia aștept să mai vorbim peste un an, doi. Aici punem punct acestei ediții speciale, chiar mi-a plăcut și mă simt încărcat cu energie bună. Semn că se poate și în România, sunt comunități care se schimbă cu adevărat, dragii prieteni, și care au perspective și care, de fapt, dau încredere oamenilor că se poate. Se poate ca și România să crească și anumite comunități din România să semene cu cele din vest. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți sănătoși!